Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, domnul Dragoș Vigol. Domnule Vigol, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiune. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Domnul președinte, minunata noastră țară, există așa o percepție că absolut toate instituțiile de stat sau așa numite autonome, independente, până la urmă ele nu sunt chiar atât de independente, ci foarte tare puternic controlate de putere. Ori acum la noi puterea este reprezentată de către Partidul Democrat și totul este coordonat, decis dintr-un singur pol. Până de mult acel pol era pe Bulevardul Cantemir, acum s-a mutat pe Armenească. Eu bineînțeles că nu pot să vă întreb dacă este așa și în cazul Ceceaului, eu îmi dau seama că dumneavoastră spuneți că nu este așa, eu vreau să vă întreb totuși de unde există această percepție că și Ceceaul, orice ar face, până la urmă execută comenzile care vin de pe strada Armenească, domnule Vico. Eu măcar nici nu-mi propun să lupt cu aceste prejudecăți, fiindcă le consider prejudecăți, ci încerc prin activitatea zilnică alături de colegii mei de la Consiliul Coordonator al Audiovizualului să demonstrez nu atât contrariu, cât să demonstrez că ne facem datoria în sudoarea frunții și nu este o sintagmă așa laudativă sau elogioasă. Trebuie să știți și probabil cunoașteți deja acest lucru că de la 1 ianuarie, în virtutea faptului că va intra în vigoare noul cod al serviciilor media audiovizuale, din titulatura regulatorului va dispărea sintagma coordonator. Ca tot ați menționat de vocabula, este coordonat, coordonat. Ne vom numi doar Consiliul Audiovizualului. Eu sper că această sincopă, în sensul că va cădea deci, denumirea de coordonator, va aduce un plus valoare nu doar formal, ci și în ceea ce vizează activitatea noastră cotidiană. Referitor la partea a doua a întrebării dumneavoastră de unde vine această percepție, probabil vine dintr-o mentalitate care este depozitară a unui tribut nu prea îndepărtat, prin care tot ceea ce mișcă râul, ramuri, trebuie să se subordoneze fie unui suveran, fie unui partid, fie unei modalități de abordare în care să existe un punct de fier. Din această cauză există această percepție, însă temerea mea cea mai mare este că cei care doresc să vină la putere nu doresc să schimbe lucrurile, ci doresc să se poziționeze exact în ipostaza pe care o acuză în prezent pentru cei care diriguiesc, zic ei, destinile țării noastre. Asta este cea mai mare durere a mea, că se dorește debarcarea unora pentru a veni și a perpetua reflexele și atitudinile și modalitățile. Asta este, din punctul meu de vedere, cea mai mare problemă. Ori alegătorul, din această perspectivă, nu poate fi înșalat. Chiar dacă se consideră că este unul flămânzit, dezorientat, este unul manipulat și așa mai departe, până la urmă el știe să discearnă între grâu și neghină și veți vedea și la aceste alegeri că nu va fi atât de simplu să se manipuleze astfel încât rezultatele să fie unele prefabricate din timp. Da, de când sunteți președinte al CEO-ului, cei din PD au încercat măcar cumva să vă influențeze, să vă sune, să vă spună, să vă roage, să vă ceară? Eu vin din mediul academic, vin din mediul universitar și mie în general îmi sunt străine comenzile politice, cu atât mai mult servilismul, cu atât mai mult modalitatea de a executa ceva la comandă. Deci eu atunci când mi-am asumat această misiune prin votul colegilor mei de la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, le-am spus că dacă eventual așteptările lor țin de faptul că voi construi o relație bazată pe încredere cu cei de la guvernare sau voi încerca să ascult de anumite subtilități, în sensul că de anumite, mai bine zis, de anumite deci, comenzi politice, atunci se înșală amarnic. Nu am avut, vă spun cu mâna pe inimă, absolut nicio indicație, nici măcar o aluzie în ceea ce vizează adoptarea anumitor decizii sau o anumită deci, direcționare sau să-mi indice anumiți pași pe care ar trebui să-i întreprind și din acest punct de vedere am conștiința absolut 100% curată. Haideți altfel atunci, dar nu PD-ul a decis că dumneavoastră trebuie să fiți președintele CCA-ului? Nu, modalitatea de alegere a președintelui Consiliului Coordonator Audiovizualului ține strict de latitudinea membrilor Consiliului Coordonator. Deci cu 5 voturi se alege președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, nu este prerogativa Parlamentului, nu este prerogativa niciunui partid politic, membrii CCA-ului sunt cei care își aleg conducătorul și la fel tot ei în eventualitatea în care se decepționează sau consideră că parcursul președintelui CCA nu este unul conform cu așteptările lor sau cu legislația în vigoare, ceea ce ar trebui să se întâmple, îl pot revoca în orice moment din funcție. Dar când expiră mandatul dumneavoastră de membru al CCA-ului? Deci de membru al CCA expiră în 2021. Aș mai avea cam aproximativ 3 ani de zile. Sunt la mijlocul mandatului. Nu înseamnă neapărat că veți fi președinte timp exact, de exact, da. Deci, da. Iar tocmai de asta vreau să vă întreb. Noi știm că domnul deputat Corneliu Mihalache, alături de domnul Roșca și doamna Viziro, au fost numiți recent de către Parlament în funcție de membri ai
cu Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Când s-apucă domniile lor de lucru? Deci, conform legislației în vigoare, ei au o perioadă de grație de 30 de zile prin care trebuie să-și regleze toate incompatibilitățile existente. Uh-huh. În sensul în care, în cazul domnului Corneliu Mihalache, este deputat și are la dispoziție 30 de zile, ceea ce ar însemna că din 14 decembrie, când i s-a acordat vot de încredere, până la Sfântul Vasile, pe 14 ianuarie, ar trebui deja să fie fie membru al CCA, fie renunță la acest mandat în eventualitatea în care consideră că incompatibilitatea persistă și dumnealui ar dori să se ocupe de altceva. Însă până pe 14 ianuarie, tu trei, și doamna Viziru, și domnul Roșca, și domnul Mihalache, trebuie să completeze rândurile, mai ales din perspectiva faptului că acum noi funcționăm la limită, în sensul în care suntem doar 6 membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului, ori pentru asigurarea quorumului trebuie să fie asigurată prezența a 6 membri. Deci, în eventualitatea în care, Doamne ferește, cineva se îmbolnăvește sau este plecat într-o delegație peste hotare, nu putem desfășura nicio ședință a Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Deci sper din tot sufletul că cel târziu, în 14 ianuarie, mai ales că turațele campaniei electorale se resimt din ce în ce mai acut, iar noi avem și pe această dimensiune foarte mult de lucru, să fim în componență de plină pentru a putea funcționa la turațele maxime, după cum am zis. Domnul Mihalache este următorul nou vechi președinte al CCA-ului? Nu știu, vor decide colegii mei. Am citit și eu pe blogurile multor, deci, reprezentanței societății civile. L-am auzit și pe domnul Petru Macovei și pe Natalia Morare la TV8, spunând că lucrurile deja sunt aranjate. Însă, din ceea ce cunosc eu, știu că această decizie ține în exclusivitate de membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului, pe care, aflându-ne în postul nașterii domnului, nici măcar n-am încercat să-i ispitesc, să-i întreb dacă consideră ei de cuvință că ar trebui să vină un nou președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Deocamdată mă rezum la a spune că am auzit și eu ceea ce se discute prin târg, însă nu am o anumită opinie exprimată de colegii mei de la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, dacă li se pare candidatura domnului Mihalache una mai potrivită decât cea existentă, însă eu voi zice așa cum a zis și Alexandri, cu privire la Eminescu. E unul care cântă mai dulce decât mine, cu atât mai bine țării și lui cu atât mai bine. Dacă domnul Mihalache va putea aduce o plus valoare și experiența lui va fi una mai benefică decât ceea ce am reușit eu să realizez, atunci cu certitudine nu voi fi cel care mă voi crampona de jil și nu-i voi permite să ocupe locul de președinte. Nici dumneavoastră nu veți fi cel care veți propune ca domnul Mihalache să preia șefia CCA-ului, nu? În primul rând, există o condiție minimă obligatorie, trebuie să-și dorească dumnealui și ar trebui să fie întrebat dacă își dorește acest lucru. Ceea ce știu cu certitudine este că și-a dorit să devină membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului tocmai pentru faptul că a contribuit din plin la adoptarea codului serviciilor media audiovizuale și ar vrea să demonstreze că el este cel care va aplica litera legii în conformitate cu cele pe care și le-a propus, fiindcă vreau să vă spun că recentul cod care a fost aprobat, așa cum știți, prin suspendarea președintelui și așa mai departe, va intra în vigoare la 1 ianuarie și temerea mea, nu e vorba de o fobie, dar temerea mea în sensul bun a cuvântului era că nu este tocmai potrivit că se suprapune intrarea acestui cod cu alegerile parlamentare, fiindcă trebuiau și vor trebui în continuare reglate anumite mecanisme de punere în aplicare acestui cod. Deci nu avem o perioadă de intrare în vigoare, la 1 ianuarie intră, a fost promulgat de președintele țării cu o săptămână în urmă, e o perioadă foarte mică, un intermezzo practic de 2 săptămâni și trebuie să-l aplicăm, ceea ce presupune foarte multe reglaje, ceea ce presupune foarte multe regulamente, ceea ce presupune foarte multe dispoziții și să vedem de la teorie la practică cum îl aplicăm propriu-zis. Dar la modul practic n-aveți cum să le propuneți Parlamentului să amâine implementarea sau intrarea, gata, deja e decis că intră în vigoare la 1 ianuarie. Nici nu aș dori să fac acest lucru și o să explic foarte succint. În primul rând s-a muncit extrem de mult. Din 2006, de când a fost adoptat vechiul cod al audiovizualului, lucrurile deci au luat o turnură cu totul și cu totul pozitivă în ceea ce vizează tehnologiile informaționale, în ceea ce vizează ascensiunea domeniului audiovizualului, astfel încât chiar era necesar după aceste eforturi conjugate, mai multe variante ale codului propuse de
o puzderie întreagă de partide politice, s-a ajuns la formula pe care eu o consider optimă. Mă refer la faptul că reprezentanții societății civile, prin cele mai reputate organizații non-guvernamentale, și mă refer la API, mă refer la APEL, mă refer la Centrul Independent de Jurnaliști, și-au delegat proprii experți care au pus pe masa deputaților proiectul codului serviciilor media audiovizuale, și vreau să vă spun cu maximă sinceritate, cu mici omisiuni, cu mici redactări, cu intervenții la limită, practic varianta pusă pe masa deputaților, care a venit din partea societății civile, a fost aprobată fără mari rezerve. Din această cauză, eu cred că chiar și în eventualitatea în care vor suscita anumite controverse, aplicarea unor norme care sunt mult prea avansate pentru noi, fiindcă au fost inspirate din experiența comunitară, va trebui să identificăm modalități de punere în aplicare, fiindcă efortul a fost mult prea mare pentru a ne lamenta acum că nu suntem bine pregătiți. O vom face din mers, vom încerca să exersăm toate modalitățile, însă o precizare foarte importantă este cea că nu vom procede imediat la aplicarea sancțiunilor. Și acest lucru nu o fac din considerentul că vreau să demonstrez o anumită condescendență sau o anumită deschidere. Trebuiesc lucrurile așezate pe făgașul lor normal, astfel încât furnizorii de servicii media să se deprindă cu noile reguli de joc. Este păcat asta că... e o veste foarte bună pentru... Da, dar este în același timp o veste bună, dar în același timp este păcat că se suprapune intrarea în vigoare acestui cod cu declanșarea imediată a campaniei electorale. Fiindcă în majoritatea țărilor, și nu doar din vecinătate, monitorizarea procesului electoral nu ține de competența regulatorului, de consiliile audiovizuale și anumite litigii. Deci se rezolvă sau se tranșează în exclusivitate de către instanțele de judecată. Chiar astăzi, în cadrul ședinței Consiliului Coordonator al Audiovizualului, am examinat o petiție venită din partea rectoratului Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, prin care ni se spunea că universitatea a fost lezată în drepturile sale atunci când anumite posturi de televiziune au menționat expres faptul că diplomele false și așa mai departe, fapt ce le prejudicează imaginea. Și le-am zis, inițial trebuiește depusă o solicitare de prezentare a dreptului la replică sau rectificare față de postul nominalizat. Deci nici măcar aceste drepturi nu le știu cei care petiționează în adresa noastră. Și în eventualitatea în care nu vă este satisfăcută această cerere, puteți să mergeți în judecată. S-au învățat oarecum mulți dintre cei care se adresează la Consiliul Coordonator al Audiovizualului ca noi să tranșăm lucrurile și să tranșăm într-o manieră în care să curgă sânge cu obligativitate. Deci trebuie să tăiete capuri, trebuie să pedepsite cu maximă asperitate și atunci satisfacția este maximă. Ori pentru noi, în calitate de cei care încercăm lucrurile să le vedem dintr-o altă prismă, important este să anticipăm, să prevenim, să atenționăm și doar în ultimă instanță să aplicăm sancțiuni cu caracter pecuniar. Iată, apropo de sesizări, poate de data asta verbale, iată dumneavoastră când auziți la emisiuni, s-au luat știri, s-au luat interviuri, oameni importanți cum ar fi domnul Candu, domnul Filip, da, președintele Parlamentului, șeful Guvernului, spun că anumite posturi TV numite de opoziție nu își fac meseria așa cum trebuiește și că manipulează, zic cei doi. Dumneavoastră în acel moment simțiți necesitatea de a vă autosesiza, de a vedea ce are în vedere, să urmăriți mai atent aceste posturi televiziune la care fac referire cei doi menționați mai sus, sau nu faceți diferență și le calificați de declarații politice? Eu încerc, ați punctat foarte bine, eu încerc, mai ales când mesajul vine din partea celor aflați la guvernare, să fiu mai puțin receptiv, din considerentul că cei care se află la guvernare deja dețin pârghii suficiente pentru a-și explora mesajul, pentru a-l aduce la cunoștință. Din această cauză nu le vin în ajutor pentru a le mediatiza o dată în plus ceea ce doresc să-și expună, fiindcă au servicii de presă, fiindcă au anumite posturi de televiziune care încearcă să mediatizeze. Deci eu încerc să fiu cât mai receptiv față de cei care nu au în spate o anumită putere economică, financiară și mai ales politică, fiindcă știți foarte bine că pe durata exercitării mandatului, nimeni dintre membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului nu are dreptul să facă declarații politice și atunci apare un paradox. Deci, pe de o parte, nu avem dreptul să facem declarații politice, dar trebuie să tranșăm anumite dispute cu caracter politic. Și atunci, cum să te pronunți despre o eventuală încălcare a unui regim politic într-un reportaj, într-un buletin de știri, fără să operezi cu noțiuni din acest breviar politic? Deci, răspunsul meu este univoc. Dacă acest mesaj vine din partea celor de la guvernare,
încerc lucrurile să le văd dintr-o prismă a celui care este vizat, nu din prisma celui care face asemenea acuze. Dacă îmi reușește sau nu, trebuie să judece deja telespectatorii, dar vreau să vă spun că dincolo de aceste dispute cu caracter politic, mult mai importante mi se par o serie de domenii care, din păcate, sunt eclipsate în Republica Moldova și, de exemplu, aș menționa accesul persoanelor cu nevoi speciale la serviciile de programe televizate. Deci am avut un caz strigător la cer și chiar o să-mi permit să prezint numele acestui post de televiziune, care chiar dacă este concurentul dumneavoastră, este unul strigător la cer, cazul postului de televiziune RENTV, care având obligativitatea, ca și alte posturi de televiziune, să asigure în limbaj mimico-gestual sau prin titre, un buletin de știri obligatoriu în prime time și a permis acest lux cu ghilimele de rigoare să instaleze un robot. Acel robot, eu neavând cunoștință din domeniul limbajului mimico-gestual, mi se părea că este ok, că din punct de vedere formal se asigură acest acces a persoanelor cu nevoi speciale, cu dizabilități. Până am primit această reclamație, că de fapt acel robot face niște mișcări haotice și colegii mei au sesizat că practic haina în care era îmbrăcat acel robot cu săptămânile nu era schimbată, ceea ce am ajuns la concluzia că nu este ceva în regulă. Am penalizat odată postul de televiziune, a doua oară, a treia oară și abia la a patra tentativă, deci de readucere în câmpul normalității, acel post s-a conformat și, într-adevăr, a apelat la serviciile unei persoane care cunoaște la perfecție limbajul mimico-gestual și se poate exprima ca atare. Deci, pentru mine este foarte important ca să știu, să asigur nu doar partea formală a lucrurilor, inclusiv este valabil și pentru ceea ce menționați dumneavoastră, în ceea ce vizează sesizările, autosesizările, ci să pătrund în miezul de foc, în esența lucrurilor. Cum am menționat acest fapt regretabil al postului RENTV Moldova, care și-a permis o sfidare a bunului simț în raport cu aceste persoane, instalând un robot, și mie mi se pare că aceste lucruri sunt mult prea lesne trecute cu vederea, în detrimentul unor activități cu caracter politic, fiindcă eu revin în permanență la această sintagmă că ar trebui pentru audiența acestor persoane să se lupte deopotrivă toate posturile de televiziune. Fiindcă nu este vorba doar de știrile cu caracter comunitar, cu caracter de urgență și așa mai departe. Este vorba că și aceste persoane trebuie să se integreze și să fie parte componentă a societății noastre, inclusiv din perspectiva accesului la programele audiovizuale. Da, cât a fost amenda? Amenda a fost inițial de la 5 la 10 mii de lei, pe urmă a crescut de la 10 la 15 mii, a ajuns la 20, 25 de mii de lei. Deci gradual au fost aceste amenzi aplicate și abia la a treia sau la a patra sancțiune postul s-a conformat deciziei noastre. Inițial a încercat să se eschiveze prin neprezentarea în cadrul ședinților, fiindcă noi trebuie să asigurăm un cadru democratic. În momentul în care, de exemplu, un post de televiziune, din perspectiva noastră, a comis anumite încălcări, raportul nostru de monitorizare este remis postului pentru prezentarea opiniei, ceea ce nu fac multe organizații non-guvernamentale, crezând că expertiza lor nu mai poate fi supusă niciunei alte perspective. Și atunci intervin de multe ori, din păcate, anumite tertipuri. Postul de televiziune se prevalează de dreptul de a lipsi o dată, fiindcă noi le permitem, conform regulamentului, dacă invocă anumite motive obiective, să nu vină în ședință. Și atunci nu vine o dată, îl invităm a doua oară, deci a doua oară, dacă nu vine, discutăm deja în lipsa, în contumacie, în lipsa acelui reprezentant subiectul, apoi sancțiunea trebuie să ia forma unei decizii, să fie publicată în monitor oficial și vă dați seama că durează cam aproximativ o lună, ori amenzile sunt graduale, nu putem accede la un nou nivel de sancțiune, până nu a fost epuizată toată calea publicarea în monitor oficial. Ei cunosc foarte bine, fiindcă în comparație cu noi care suntem o instituție de stat, au juriști mult mai bine plătiți, mult mai bine instruiți și cunosc aceste hățișuri ale justiției și abuzează din plin de această modalitate de a-și apăra drepturile și de a plăti cu întârziere maximă amenzile. Domnul Vicolo, dar în viziunea dumneavoastră, noi în Moldova avem posturi TV ale puterii și posturi TV ale opoziției sau de opoziție, sau noi avem posturi TV ale puterii și posturi TV libere? Este o întrebare care mă pune pe gânduri nu din perspectiva faptului că nu aș cunoaște răspunsul. Nu este interzis ceea ce o să vă spun eu, nu este interzis ca un om politic să dețină un post de televiziune. Sau mai multe, două posturi de televiziune. Din această perspectivă eu îl pot nu doar suspecta, dar consider că aflându-se în fruntea unui post de televiziune un președinte de partid sau un deputat sau o altă persoană publică,
ar putea și, bineînțeles, are anumite interese în promovarea propriei imagini, partidului din care face parte. Din acest punct de vedere, chiar dacă nu deține o anumită pondere pe eșichierul politic, sunt anumite persoane care își doresc acest lucru de a utiliza un anumit post de radio sau de televiziune pentru a se propulsa, pentru a veni la putere. Sau odată venit la putere pentru a-și permanentiza sau cel puțin pentru a se afla o perioadă cât mai multă la putere. Din acest punct de vedere, eu cred că nu există o relație antinomică între post de opoziție, post de la putere și post liber. Eu cred că toate cele trei pot fi cumulate la un loc cu condiția respectării prevederilor codului audiovizual și mai ales a unor norme care nu pot fi incluse nici într-un cod. Este vorba de bunul simț și de buna cuviință. Deci legile pot fi întate oricând. Cât de progresist în cele tare ar fi noul cod al serviciilor media audiovizuale, există foarte multe modalități de eludare a prevederilor acestei legi. Nu aș vrea să vi le spun, fiindcă acest lucru ține de dorința mea ca să existe cât mai puține modalități de fentare a acestei legislații și dacă se dorește cu tot din adinsul, codul serviciilor media audiovizuale poate fi transformat într-un șvaițer care să aibă mai multe găuri decât cașcaval. Dar eu cred că acest lucru trebuie să țină în primul rând și de cultura politică și de cultura mediatică și aici putem aborda un subiect care, din păcate, este tot mai puțin discutat în societatea noastră, deși peste hotare se află pe agenda tuturor regulatorilor și este vorba de media literacy, educația mediatică și mă bucur să aud această știre că începând cu anul viitor, în calitate de obiect opțional, educația mediatică va constitui disciplină de studii pentru elevii din clasele primare. E un lucru foarte, foarte bun. Și noi ne vom propune să ne ducem și noi în școli pentru a instrui cum să facă deosebire într-o știre falsă, într-o știre care nu respectă toate condițiile pluralismului de opinie și într-o știre cât mai aproape de adevăr. Dar până la urmă, părerea noastră personală este că e un păcat biblic ca o televiziune să promoveze anumite concepții politice, da? De dreapta, de exemplu. Trebuie să admitem că noi vrem să promovăm Partidul Comunist Reformator Democrat Marxist. Și iată toată ziua la știri, dăm despre asta, dăm ce fac ei, că se întâlnesc cu electorat, vopsesc un gard, dau la vacă, cumpără bomboane. La emisiune chem doar reprezentanții acestui partid. Nu urlu la telespectatori, nu-l pun borcanul ăla și dar le spun la iată, noi vrem. Asta e, credeți că nu e normal să fie așa. Mi-am adus aminte acum când ați menționat dumneavoastră suveranul pontif Papa de la Roma numea această modalitate e păcat sau nu printr-un termen simplu coprofilie. El spunea atunci că această coprofilie ar fi când intenționat dorești să induci în eroare publicul știind tu din start în calitate de producător de știri, în calitate de prezentator, în calitate de patron a unui post de televiziune că știrea are intenție de a induce în eroare. El spunea că este un păcat, mai ales că posturile de televiziune, dar mai recent, mai ales mediul online, este plin de asemenea modalități de a intra în subconștientul, sub mentalul oamenilor pentru a le insufla anumite idei care tu din start știi că sunt nocive și sunt păguboase. Ceea ce spuneți dumneavoastră are drept la viață cu condiția corespunderii anumitor criterii. Deci în eventualitatea în care se promovează o anumită direcție, se promovează o anumită modalitate de a vedea lucrurile din perspectiva anumitor idei cu caracter politic, trebuie să se țină cont că aceste idei să nu posede un caracter xenofob, să nu posede un caracter discriminatoriu și mai ales ceea ce este important să corespundă rigorilor de pluralism de opinie. Atunci când se oferă o opinie, obligatorie trebuie să fie contrabalansată prin faptul că se oferă, fiindcă, credeți-mă, vă rog mult, că aceste mesaje de care ipotetic le spuneți dumneavoastră că vor fi promovate, ele vor fi prezentate la pachet cu anumite informații cu caracter negativ împotriva altora. Deci atunci când se spune că ăsta este cel mai bun, în comparație cu ăla care până acum a făcut altceva, s-a compromis și noi suntem. Deci, obligatoriu atunci când se prezintă ceva pozitiv în alb, se arată și partea de umbră și partea neagră, partea întunecată a problemei. Noi nu vrem amenzi din partea domnii instituției pe care o conduceți, așa că o să luăm publicitate la timp și după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Vicol, noi avem recent adoptată de către Parlament o lege ce ține de stoparea propagandei rusești pe teritoriul Republicii Moldova.
Bun, nu sună acolo chiar cu propaganda, dar scopul a fost ăsta, propaganda rusească. Dar în viziunea dumneavoastră, noi chiar avem propaganda rusească pe teritoriul țării noastre? Cu precizarea că nu este chiar, este deja intrat în vigoare de un an de zile. În februarie a intrat, actualul cod care își, în curând își va da obștesc cu sfârșit, ca să folosesc o metaforă, codul audiovizualului, în februarie a fost amendat prin introducerea unui articol care se numea în felul următor: securizarea spațiului informațional din Republica Moldova și permitea expres retransmiterea emisiunilor cu caracter politic, informativ, politic, militar, doar din țările care au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. Adică nu și Rusia. Sigur, nu și Rusia, dar pe lângă Rusia mai exista o multitudine de țări, cum e și Belarusul, care nu a ratificat. Există foarte multe țări din Coreea de Sud care au intrat volens-nolens în rasa de acțiune acestei legi și anumiți distribuitori de servicii, cabliști altfel zis, cum le zicem noi, au fost sancționați pentru faptul că au avut în grila lor anumite posturi de televiziune, de exemplu, din Coreea de Sud. Și au transmis emisiuni cu caracter politic, informativ, politic, militar din aceste țări. Și atunci ei, la fel spuneau ca și dumneavoastră, că noi ne-am fi așteptat că raza de acțiune acestei legi este în exclusivitate Federația Rusă. Și le-am spus, legiuitorul nu a specificat. Putem să intuim, putem să presupunem. Și eu, de exemplu, am ajuns la concluzia că una dintre obiectivele deci legiuitorului a fost inclusiv bararea propagandei cu caracter filorus, cu caracter, deci, șovin, cu caracter revanșar, dacă doriți, mai ales ceea ce se produce în Ucraina, i-a pus în gardă pe legiuitorii din Republica Moldova. Această lege deja a intrat în vigoare și am avut o serie de sancțiuni. Inclusiv au fost sancționați mai mulți radiodifuzori importanți din Republica Moldova, RTR Moldova, Prime-ul, pentru anumite transmisiuni care au vizat parada de la 9 mai de la Moscova, adresarea lui Vladimir Putin, Sovietul Federației și așa mai departe. Deci pentru anumite materiale cu caracter în care Federația Rusă își etala potențialul său militar prin forța militară pe care o are, tehnica avansată și așa mai departe. Deci noi am aplicat o serie de amenzi importante din perspectiva aplicării acestui cod. Dar conferința de presă de azi a lui Putin, dacă o dădeam noi pe post? Sigur că asta intra în ceea ce trebuie să sancționăm cu noi cu obligativitate, că este emisiune cu caracter politic, deci emisiune cu caracter politic care provine dintr-o țară care nu a ratificat convenția cu privire la televiziunea transfrontalieră, în cazul respectiv Federația Rusă. Deci, din acest punct de vedere, această emisiune cap-coadă, dacă ați fi preluat anumite cadre și le-ați fi comentat, e producția dumneavoastră, produsul autohton. Dacă ați fi preluat calupul cap-coadă întregul reportaj de la un post de televiziune din Federația Rusă, deci nu aveți dreptul. Dar trebuie să fac o precizare foarte importantă. Acest lucru nu înseamnă că raza de acțiune se extinde asupra emisiunilor de divertisment, desenelor animate, filmelor artistice. De exemplu, colegii noștri din Ucraina, de la Consiliul Coordonator din Ucraina, au zis că această lege este mult prea puțină, efectul ei este unul minim, invaziv, ținând cont de faptul că este aidoma unei frecții la un picior de lemn, trebuie să interziceți tot. Și filmele cu desene animate, orice, și cântecele în limba rusă, le-am spus, nu putem face acest lucru, fiindcă avem un public care trebuie să aibă acces, avem o minoritate importantă în Republica Moldova, avem o autonomie în care limba de comunicare, din păcate, este nu limba găgăuză, dar este deocamdată încă limba rusă și așa mai departe. Eu vreau să vă spun că lucrurile trebuie să reintre pe un făgaș normal, fiindcă nu știu dacă cunoașteți dumneavoastră, dar în autonomia găgăuză există un autoproclamat Consiliu Coordonator al Audiovizualului. Deci nu este propriu-zis, așa se numește, este o direcție care emite acte de urbanism, arhitectură și licențiere pentru posturile de televiziune și cabliște din regiune. Din momentul în care am devenit președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, am încercat să port discuții cu respectivele posturi de televiziune și distribuitori de servicii, încercând să înțeleg ce e determinat să nu se înregistreze la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, ci să prefere o subordonare care nu le oferă posibilitatea să-și dezvolte capacitățile lor, fiindcă pot emite doar într-un teritoriu foarte îngust, plus nu pot beneficia de exemplu, fondurile pe care le punem noi la dispoziție pentru posturile de radio și televiziune regionale. Și s-au eschivat, nu au dorit să participe, deși noi organizăm în fiecare an seminare regionale în zona de sud, de centru,
și de nord a țării și de obicei fieful desfășurării deci, seminarilor de la sud era Comratul, intenționat pentru a-i aduna la un loc, a le auzi păsul, să vedem cum putem depăși anumite situații. Și în acest punct de vedere, factorul politic este unul determinant. Noi am acționat, bineînțeles, în judecată, acele posturi de televiziune și de radio care nu se subordonează Chișinăului, dar, din păcate, procese de judecată trănează deja 5-6 ani de zile, toate se desfășoară în instanțele de judecată din autonomie găgăuză, fie suntem pasați de la Comrat la Vulcănești, fie la Comrat, fie înapoi la Cea Dărlungă și nu există deocamdată o finalitate. Și acest lucru este un precedent periculos. Domn președinte, dumneavoastră nu vă strănește sâmbitul că televiziunile din Moldova nu au voie să dea, de exemplu, conferința de presă lui Putin? Deci ei o pot comenta, o pot prezenta, dar să o prezinte în regim live, mie mi se pare că la momentul actual nu este oportun, ținând cont de faptul că multe acțiuni ale Federației Ruse sunt îndreptate chiar împotriva vectorului nostru de integrare europeană. Deci din acest punct de vedere, eu consider că alternativa există. Deci noi, sursele de internet, de exemplu, pe care noi nu le controlăm și lumea se poate informa. Eu nu consider că această modalitate este o stabilă din punctul meu de vedere, deci bararea unei anumite forțe sau unei anumite infuzii de propagandă care vine pe filiera promovării deci intereselor șovine, intereselor care vizează promovarea anumitor aspecte care sunt în detrimentul politicii noastre, mie mi se pare că acest lucru este unul binevenit și eu voi susține în continuare securizarea spațiului informațional. Statul este dator să-și securizeze propriile sale valori informaționale. Dar dumneavoastră aveți cetățenia României? Am cetățenia României. Dar o am ținând cont de faptul că mi-am făcut studii la Iași, la București, dintr-o perioadă în care absolut niciun fel de avantaje nu ți-aducea această cetățenie, mă refer la libera circulație, o am încă din anul 1994. Iată, în opinia multor moldoveni, care susține un anumit partid, propaganda românească este la fel de periculoasă. Și acești moldoveni, cetățenii țării noastre, spun că mesajele promovate de la București sunt atac la statalitatea Republicii Moldova. Asta nu e propagandă în viziunea moldovenilor care au așa concepții. Eu consider că aceste concepții sunt unele eronate. Eu aș vrea să am promovat 2 săptămâni în urmă, am recomandat, de fapt, tuturor posturilor de televiziune, fiindcă dreptul nostru este doar de a recomanda, 6 sau 7 spoturi sociale lansate de Ambasada României în Republica Moldova, prin care au fost trecute în revistă întreaga contribuție a României, și nu este vorba de propagandă, pe dimensiunea dotării deci centrului mamei și a copilului, grădinițelor, infrastructurii tehnice din perspectiva dotării mai multor laboratoare a Universității Tehnice, TCRA, 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 Muzeul Național de Istorie, Muzeul de Artă Plastică, și vreau să vă spun că această contribuție a României nici de cum nu vizează o anumită propagandă sau subminarea statalității, ci din contra, fortificarea capacităților noastre instituționale. Investiția și infuzia de capital în cultură, în agricultură, în medicină, în protecția socială, este mai mult decât relevantă. Iar statul român, din acest punct de vedere, susține vectorul nostru european. România, dacă îmi permiteți o opinie și nu este una politică, este cel mai important actor și avocat al Republicii Moldova în calea noastră de integrare europeană. Și ceea ce face România, îmi permit, fără a aduce atingerea altor parteneri de dezvoltare, face mai mult decât fac la un loc celelalte state și parteneri de dezvoltare a Republicii Moldova, deși ceea cezarului trebuie să dăm cezarului. Din acest punct de vedere, din punctul meu de vedere, nu poate fi pusă în aceeași balanță deci propaganda Federației Ruse și ajutorul dezinteresat pe care îl acordă România Republicii Moldova. Domnule Vicor, țin cont de ceea ce gândiți dumneavoastră și cum gândiți. Și dacă să ne uităm pe toate sondajele de opinie, noi avem șanse mari ca după 24 februarie vectorul de dezvoltare și atracția politică a țării noastre să fie spre est. Dumneavoastră credeți că vă veți menține mult în funcție de membru, măcar cel puțin, al CCA-ului? Pe mine acest lucru, vreau să vă spun cu maximă sinceritate, nu mă interesează atât de mult. Ceea ce mă interesează e ca alegerile în Republica Moldova să le câștige electoratul, oamenii și nu televiziunile. Asta este scopul meu. Deci aș dori ca să nu televiziunile să fie cele care decid cine câștigă alegerile, ci electoratul, oamenii. Iar dacă oamenii vor decide că vectorul trebuie schimbat, din punctul meu de vedere, acest lucru va fi unul reprobabil, va fi unul greșit, ținând cont de faptul că valorile autentice ale democrației participative, ale, dacă doriți, ale bunăstării sociale, dar și materiale, nu se găsesc în acea direcție pe care dumneavoastră
anticipați sau considerați că ar fi posibilă o asemenea schimbare de macaza a vectorului nostru politic. Deci ar fi o greșeală foarte mare. Dar nu aș vrea să învățăm din aceste greșeli. Eu sper din tot sufletul că există suficient timp la dispoziție ca oamenii să-și determine cu claritate care sunt opțiunile lor politice. Dacă acest lucru se vor întâmpla, eu nu am nicio capacitate, nicio dorință și nicio prerogativă de a bara oarecum aceste preferințe. Eu doar voi avea grijă ca pe timpul campaniei electorale să le fie alocat timp egal tuturor concurenților electorali, astfel încât oamenii să fie cei care vor decide și balanța să se încline, repet încă o dată, în favoarea alegătorilor și nu a postului de televiziune. Dar veți accepta să fiți președintele CCA-ului într-o guvernare, nu numim cum se numește partidul care e posibil să ia 51 de mandate, dar crede în Uniunea Euroasiatică? Sper să-mi duc mandatul până la capăt, fiindcă dacă voi rămânea cel puțin, cum ziceți dumneavoastră, membru al CCA, pot să-mi valorific potențialul, să-mi exprim viziunile mele de orientare, de orientare pe care am zis-o, chiar și din postura de membru care voi fi incomod guvernării. Eu nici nu mi-am propus să fiu comod actuale guvernări, ci pur și simplu anumite opțiuni, anumite viziuni pe care le susțin eu, s-ar putea să coincidă cu viziunea celor care se află astăzi la guvernare, pe anumite dimensiuni, însă nici de cum pe dimensiunea politică. Vă rog. 2019 va fi un an foarte greu pentru dumneavoastră. Avem alegeri parlamentare, după care locale, după care încă nu este exclus că am putea și avea anticipate, doamne. Eu m-am învățat cu acest antrenament extrem de dur și de robust odată ce am preluat funcția de președinte, fiindcă nu a existat practic niciun anotimp în care, din momentul din care am preluat funcția de președinte al Consiliului Cultural Audiovizual, să nu fiu antrenat în asemenea exerciții. Am avut alegeri locale anticipate, alegeri prezidențiale, acum va fi un scrutin pentru legislativ, urmat de un referendum republican, alegeri locale normale și s-ar putea, nu s-ar putea, să mai avem și anumite surprize, un nou scrutin anticipat, să vedem ce ne vor rezerva concetățenii noștri. Am citit pe Agora că ați spus că nicio televiziune nu va fi închisă în timpul campaniei electorale pentru parlamentare. Declarația a fost făcută la o conferință a proiectului comun al Uniunii Europene prin promovarea libertății și pluralismului în mass media și așa mai departe. De cine vorbea că trebuie să fie închisă o televiziune în timpul campaniei? Am zis acest lucru din considerentul că atunci când ni se adresează diverse posturi de televiziune pentru a sancționa alte posturi sau când există anumite litigii sau anumite diatribe sau dispute, în permanență ni se solicită măsuri extreme. Ar fi bine să se retragă licența, ar fi bine să fie aplicată amenda maximă, să fie scoși din circuitul mediatic și așa mai departe. Sunt deci acțiuni care ni se solicită imperativ de către foarte multe posturi de televiziune, neconștientizând faptul, respectivele posturi de televiziune, că dacă ar dispărea, de exemplu, jurnalul sau ar dispărea Publica sau viceversa, nici nu ar mai exista o concurență pentru ei. Deci această balanță, fără să conștientizeze respectivele posturi de televiziune, ea este asigurată tocmai prin prezența unor poluri diverse, deci care exprimă puncte de vedere de multe ori antagoniste, de multe ori antinomice, dar publicul telespectator are posibilitatea să se informeze sau să se dezinformeze, din păcate, urmărind anumite posturi de televiziune. Misiunea noastră este de a pedepsi doar în situația în care am epuizat absolut toate modalitățile de aplanare a acestor situații. Și eu fac apel în permanență la deontologia profesională, la Consiliul de Presă, la alte modalități de autoreglementare jurnalistică. Dacă acest lucru se va înțelege, atunci instituția noastră nu va fi percepută ca o inchiziție. Se consideră că CCA-ul trebuie să fie o inchiziție, iar în momentul în care tu ai capotat sau ai greșit, atunci trebuie să se dea dovadă de anumită condescendență în raport cu tine. Fiți sincer, cazul NIT-ului s-a exagerat de către membrii CCA-ului de atunci? Din punctul meu de vedere, da. S-a exagerat. Nu mai este nimeni din actualii membri care ar fi participat la acest sabat, fiindcă a fost un sabat în deplinul sens al cuvântului. S-a exagerat, chiar dacă postul respectiv, din punct de vedere strict o modul a legislației, existau temei suficient pentru a-i se retrage licența de emisie, nu trebuia să se apeleze la această modalitate extremă, fiindcă nu au existat cazuri flagrante prin care ar fi fost prejudiciate, de exemplu, drepturile minorilor,
nu au fost prezentate situații care ar fi adus atingere pe dimensiunea xenofobiei, antisemitismului, lucruri mult mai grave decât ceea ce s-a incriminat NIT-ului. Din acest punct de vedere, nu numai că s-a exagerat impardonabil, ci s-a creat chiar un precedent pe care s-ar putea eventual, nu am asemenea sentimente, dar s-ar putea eventual într-un viitor apropiat sau mai îndepărtat să se facă trimitere la acest precedent pentru a fi luate măsuri după modelul NIT-ului. Ar trebui modelul NIT-ului să fie studiat în cărțile de specialitate ale jurnaliștilor ca un model cum nu ar fi trebuit să se procedeze din partea regulatorului din Republica Moldova. Credeți că cei membrii de atunci ai CCA au executat o comandă politică? Nu pot să vă spun. Atunci erau cu totul alte comandamente politice. Exista o structurare a unor viziuni din perspectiva altor valori, din punctul meu de vedere. Anul 2009 a adus cel puțin o dorință de a schimba această paradigmă. Retragerea licenței NIT-ului s-a produs înainte de anul 2009 și ar fi fost susceptibilă, cum ziceți dumneavoastră, de o anumită comandă politică, însă eu sunt învățat totdeauna să operez cu anumite probe. Nu e adevărat, licența NIT-ului a fost retrasă de către după venirea noii puteri în 2009. Cred că în 2010, dacă nu greșesc. În 2009 sau în 2010. Atunci, într-adevăr, este o scăpare a mea, 2009 sau 2010, atunci lucrurile sunt cu atât mai grave, fiindcă ceea ce nu s-a făcut cu anumite posturi, cum ar fi ProTV-ul, de către guvernarea comunistă, s-a reușit să se realizeze în anul 2009. Părerea mea sinceră este că s-a exagerat și s-a dorit, probabil dintr-o ură acumulată prea mult în perioada în care au fost supuși anumitor presiuni, anumitor așa, acest lucru a explodat. Ori, în activitatea noastră de membru, de membru ai Consiliului Control Audiovizualului, ura, disprețul și mai ales furia trebuie să estompate și trebuie să puse undeva pe palier și nu trebuie să, fiindcă nu trebuie să evidențiate, tocmai din considerentul că pot provoca rele publice. Deci nu este vorba de o atitudine sau o antipatie față de o persoană sau față de un fenomen. Pot provoca niște grave derapaje democratice. Domnul Ședin, dar cum stăm noi televiziunile cu produsele în limba română? Asta este, în calitatea mea de filolog, de universitar, deci am o durere foarte mare. Stăm foarte, foarte prost, fiindcă la fel, deja au intrat amendamentele în vigoare de un an de zile în ceea ce vizează asigurarea cu produs autohton. Și există un compartiment sensibil care menționează că în orele de maximă audiență, cel puțin 4 ore trebuie să fie realizate în limba română. Eu las deoparte acum discuțiile că și acele care sunt în limba română sunt de o proastă calitate. Nu e vorba ca să vă fac un compliment, dar așa cum vorbiți dumneavoastră limba română sau multe știri care apar într-o limba română perfectă la posturi dumneavoastră de televiziune, nu se regăsesc la alte posturi de televiziune. Dar avem cazuri stricătoare la cer, flagrante, în care nu avem un minut deci de emisiune în limba română nu avem și sunt posturi care se află sub jurisdicția Republicii Moldova și avem posturi care nu fac produs autohton foarte puțin sau fac ceva derizoriu în loc de 8 ore, fac 30 de minute, o oră și aici nu aș vrea să ezit și să menționez, chiar astăzi am spus în cadrul ședinței publice, practic întregul eșichier, să zic așa, orientărilor audiovizuale este marcat de asemenea derapaje grave. Mă refer la Exclusiv, mă refer la Domașnii, mă refer la Ren Moldova, la RTR Moldova, care sunt posturi care au o acoperire importantă, care au resurse financiare, din câte cunoaștem noi din perspectiva declarațiilor pe care le depun la CCA, care posedă capacități analitice, posedă multiple modalități de a-și diversifica produsul mediatic. Nu au un minut sau de produs în limba română sau produs propriu, au foarte, foarte puțin. Și acest lucru este unul care nu mai poate fi tolerat. În anul 2018 am considerat că norma a intrat de curând în vigoare. Nu trebuie să aplicate sancțiuni foarte grave. Am crezut că aceste atenționări vor avea un efect benefic și se vor racorda acestor prevederi. Din păcate, ultimele noastre tatonări și ceea ce am descoperit noi cu ocazia monitorizărilor arată că situația nu numai că a stagnat, ci din păcate a regresat. Iar acest lucru nu este unul posibil. Nu se dezvoltă industria mediatică audiovizuală din Republica Moldova tocmai din cauza faptului că multe posturi de televiziune care retransmit și retransmit nu doar din Federația Rusă, că nu ne referim doar la cele din Federația Rusă, ci din România. Se complac în prezentarea unor produse mult îndrăgite de către telespectatorii noștri din România sau din Federația Rusă, obțin publicitate datorită acestor emisiuni. Eu sunt de acord că aceste emisiuni costă foarte mulți bani, dar nu se dorește să se investească. Noi nu avem la momentul actual, e o criză foarte mare, din câte îmi spun colegii de la mai multe posturi de televiziune, în ceea ce vizează regizorii, operatorii, producătorii și așa mai departe. Deci industria audiovizuală
din Republica Moldova devine prizonieră acestei situații, că importăm foarte multe produse mediatice din Rusia, din România, emisiune de foarte bună calitate. Dar ponderea de 8 ore, care va crește gradual conform noului cod, până la 10, la 12 ore de produs autohton, și o precizare foarte bună, dacă actualul cod permit reluările la nesfârșit, atunci, în primă vizionare, în prima audiție, va fi restricționată această cotă. Și iarăși ne vom pomeni, începând cu 1 ianuarie. Începând cu 1 ianuarie vor fi prevederi care deja, și a fost o perioadă intermediară de un an de zile în care au trebuit să demonstreze că au un anumit potențial sau măcar trendul să fie unul pozitiv. Să existe o tendință, însă din păcate, deși nu am aplicat anumite amenzi, efectul în loc să fie unul pozitiv, a fost invers, s-a considerat. Și că nu trebuie luat în serios ceea ce Consiliul Coordonator al Audiovizualului încearcă să implementeze prin intermediul codului audiovizualului. Domnul președinte, noi avem doi oameni foarte puternici în țara asta care își permit nu doar televiziuni, dar și producții proprii. Și dacă trebuie și în română și în rusă, cum vor ei, așa și este. Și au doar 8 ceasuri. Câte ceasuri vor ei? Problema că sunt numai vreo doi oameni în țara asta. Restul televiziunilor de la 1 ianuarie, dacă să luăm așa procentual, câte televiziuni de la 1 ianuarie trebuie sancționate pentru faptul că nu au aceste 8 ceasuri? Dar nu aș dori să vorbim de sancționare. Aș dori să văd din partea acestor posturi de televiziune o viziune de ce nu pot să fac acest lucru. Și nu este la mijloc doar factorul financiar. Există multiple modalități de realizare a produselor autohton fără infuzie masivă de capital financiar. Deci nu doresc măcar să existe o tendință pozitivă, se cramponează. De exemplu, există foarte multe, o parte din posturi de televiziune care pe parcursul la 20-25 de ani preiau foarte mult produs mediatic audiovizual din România. Credeți-mă că ar fi existat posibilitate pentru respectivul post de televiziune, mă refer la ProTV Chișinău, ca să nu exemplific mai departe, de a crea niște emisiuni proprii. Să revenim și pe cealaltă parte, deci vorbitorii de limba rusă preferă foarte mult RTR Moldova. Credeți că RTR Moldova nu ar fi avut posibilitatea să-și facă niște emisiuni, un matinal pe care au început să-l facă în limba română și pe urmă l-au abandonat, nu știu din care motive. Deci audiența se cultivă din perspectiva produselor care sunt mediatizate. Dacă se pornește de la capăt și se spune că oamenii nu doresc acest lucru să-l vadă, atunci cu certitudine nu vom ajunge într-un punct convergent. O să le dați timp de grație televiziunilor după 1 ianuarie? O să le dăm un timp de grație obiectiv, ținând cont de faptul că ne vom cantona foarte mult și ne vom focusa pe monitorizarea campaniei electorale. Și aici vreau să vin cu un adică mesaj. Adică două luni. Două luni de zile, da. Două luni de zile. Practic, două luni de zile și cu epuizarea ultimelor rapoarte, prezentarea lor, va fi și mijlocul lunii martie. Practic, trei luni de zile vor exista o perioadă de grație în care trebuie să recunoaștem posturile de televiziune, așa cum nu fac produs autohton, vor reuși să-și mai suplimenteze fondurile financiare datorită publicității electorale, fiindcă nu am procesat informația încă definitivă, dar am văzut că prețurile pe care le propun posturile de televiziune sunt unele destul de serioase. Dar și partidele își permit. Și partidele își permit, dar reglementarea care este vizată de către Consiliul Coordonator Audiovizual, ca prețul pentru minutul în campanie electorală să nu depășească prețul publicității comerciale pentru ultimele trei luni. Asta a fost regula impusă de Consiliul Coordonator Audiovizual. Da, pentru că în campaniile anterioare unele televiziuni exagerau, puneau niște prețuri. Au exagerat, bănuiesc eu, din 3 minute să din considerentul ca să nu aibă acces alții care nu au această posibilitate. În această cauză noi am intervenit cu această precizare deosebit de utilă, să nu depășească prețul publicității. Deci televiziunea aia care în 2014 punea pentru un minut 5.000 de euro sau de dolari. Nu va avea posibilitatea dacă eventual nu pretinde aceleași tarife pentru publicitate comercială în ultimele trei luni, care informații pe care le este ne putem verifica. Deci noi avem prețul pentru publicitate comercială. Dacă ea era, de exemplu, cum ziceți dumneavoastră, de 5.000 de euro, deci la fel poate fi aplicată și în campanie electorală. Să nu cred, din punctul meu de vedere, că această ofertă ar fi fost mult prea atractivă. Ar fi rămas probabil fără mulți clienți. Regia, cât mai avem până la publicitate? Și după aceste două luni, ce se întâmplă cu televiziunile care nu vor avea aceste 8 ceasuri, domnule Vic? Eu aș vrea să existe, ca Aidoma în valsul VNS, să existe anumite tendințe, să văd că sunt întreprinși anumiți pași. Nu să se aștepte pur și simplu să ne lamentăm că nu va exista. Eu cred că există posibilitatea ca să văd că, de exemplu, de la zero produs în limba română, după 3 luni de zile există o oră. Voi fi înțelegător și voi considera că efortul depus de acest post de televiziune este unul ascendent. Dar dacă noi vedem că pe parcursul unui an de zile, de la zero, se rămâne tot la zero,
credeți-mă că nu se dorește acest lucru să fie realizat. Produs autohton presupune și o foarte bună colaborare cu Centrul Național de Cinematografie din Republica Moldova, cu studioul Telefilm. Mircea Surdu mi-a spus că este dispus să ofere cu titlu gratuit filme, producții artistice făcute în Republica Moldova despre realitățile din Occident, de la noi din țară, pentru a suplimenta acest vid, aceste carențe pe care le au posturile de televiziune. Apoi există multiple posibilități din partea Consiliului Coordonator al Audiovizualului, care finanțează în fiecare an, prin subsidii, posturi de televiziune pentru crearea produsului autohton. Și ele sunt puse gratuit la dispoziția tuturor posturilor de televiziune. Deci modalități există. Să văd că există o dorință. Există ca și la Valsul Vienez o mișcare din partea legiuitorului, una în întâmpinare din partea radiodifuzorului și atunci vom putea, după o jumătate de an, dacă vom vedea că aceste eventuale prevederi sunt draconice și obiectiv nu pot fi respectate, probabil radiodifuzorii se vor adresa grupului de lucru care a fost format din domnul Vasile State, Ion Bunduchi, domnul Eugeniu Râpca, care sunt experți unanim recunoscuți de către societatea civilă și le vor explica cu argumente de rigoare a unor profesioniști că nu se poate realiza în condiții obiective. Și atunci, după jumătate de an, eventual, dacă acesta va fi verdictul domniilor lor și al CCA-ului, se va putea interveni la codul. Nu este, deci, Biblie, nu este literă din Evanghelie ca să nu se poată umbla. Însă, părerea mea obiectivă, sinceră, este că loc de asanare și de îmbunătățire este. Iar noi trebuie să luăm publicitate și după care revenim. Publicitate, domnilor și domnilor. Noi am revenit, domnilor și domnilor. Așadar, începe campania electorală, domnul Vicu. Dacă nu greșesc eu, codul, noul cod, care intră în vigoare la 1 ianuarie, obligă toate televiziunile din țara asta să organizeze dezbateri electorale. Inclusiv televiziuni cum ar fi Gurinel TV, Agro TV, ceva în Vienă, Cultura acolo TV. Divină, da. Cultura, da, divină. Cultura Divină. Ei tot trebuie să organizeze dezbateri electorale. Așa scrie noul cod al audiovizualului, aprobat, elaborat, adoptat de către deputații țării noastre, da? Acest lucru este prevăzut de codul electoral. De codul electoral este prevăzut. Codul electoral. Codul electoral. Din păcate, CCA este obligat să prezinte înainte de declanșarea campaniei electorale concepția cu privire la reflectarea campaniei electorale în adresa cecului. Iar cum vedeți dumneavoastră că ar trebui televiziunile deci să reflecte o campanie electorală? Asta transmiteți cecului. Da, noi transmitem cecului și spunem că cei care doresc să se angajeze să reflecte campania electorală, deci trebuie obligatoriu să asigure dezbaterile electorale, toate patru componente. Prima componentă sunt dezbaterile electorale, publicitatea electorală, spoturile sociale și să reflecte în cadrul buletinilor de știri ceea ce s-a întâmplat în respectiva zi spoturile în domeniul electoral. Spoturile sociale cu caracter civic, de participare la lege, de nefraudare, de consultare a listelor în prealabil pentru diaspora și așa mai departe. Cele care sunt recomandate de către CEC și de către organizațiile non-guvernamentale. Recomandarea noastră din concepția cu privire la reflectarea campaniei electorale în adresa CEC-ului a fost următoarea. Există posturi de televiziune care sunt non-generaliste și ați menționat pe bună dreptate, ați exemplificat foarte bine Gurinel, care este un post eminamente destinat copiilor, Agro TV, Cultura Divină și așa mai departe, emisiuni de caracter muzical, de exemplu, care au o nișă foarte îngustă și așa mai departe, care, din punctul nostru de vedere, trebuiesc să fie exonerate de această obligativitate de a reflecta campania electorală. Eu sper din tot sufletul că regulamentul adoptat de CEC în ședința de mâine, din câte cunosc eu, va ține cont de această concepție pe care a prezentat-o Consiliul Coordonator al Audiovizualului și se va găsi o modalitate ca această precizare obligatorie pentru toate posturile de televiziune să prevadă această excepție pentru posturile care sunt destinate unor anumitor categorii sau unor anumitor tematici. Agricultură, copii, muzică și așa mai departe. Ori în caz contrar, se va crea o situație de paradox. Chiar una aș îndrăzni să afirm care frizează ridicolul, în care va trebui un post cu desene animate și cu emisiuni pentru copii, pentru pici și bunici și așa mai departe, la un moment dat să-și sisteze activitatea pentru a pune calupuri de publicitate electorală, ceea ce din punctul meu de vedere va fi chiar la limita decenței. Eu cred, sper din tot sufletul că se va ține cont și Comisia Electorală Centrală va dispune mâine prin regulamentul care va deveni odată adoptat obligatoriu. Acest regulament a fost
supus unor dezbateri publice și reprezentanții Consiliului Coordonator al Audiovizualului au menționat odată în plus în cadrul ședinței CEC-ului despre această opțiune a Consiliului Coordonator, care este una firească, nu este o protejare sau o protecție sau o limitare a drepturilor altor. Eu cred că există suficiente posturi de radio și televiziune care își pot satisface această dorință de a plasa publicitate, dezbateri, fără a antrena în aceste dispute electorale și posturile care chiar n-au nicio treabă, mai ales dacă își manifestă această doleanță că nu doresc să facă acest lucru. Și dacă nu, dacă ce cu rămâne pe poziții? Eu sper din tot sufletul și sunt ferm convins de faptul că nu va exista o asemenea modalitate, fiindcă este una ireală, cel puțin, ca să nu o definesc mai drastic. Eu sunt ferm convins de faptul. Mai există o modalitate, dar este la limita legalității. Nu aș vrea să o zic acum, dar o să o zic totuși până la urmă. Deci nu este obligatoriu aceste posturi care au tot temeiul de a nu reflecta să fie chiar supuse sancționării din partea noastră. Vor fi atenționate dacă nu fac acest lucru și eu sper că poate pe durata campaniei se va găsi o modalitate de a elibera. Dar sper regulamentul, ca să nu lucrurile să nu le complic, sper regulamentul să prevadă expres această posibilitate pentru respectivele posturi de radio și televiziune în eventualitatea în care doresc să nu facă dezbateri electorale, publicitate și așa mai departe. Ce suflet mare aveți! Dacă e dezbaterile electorale, televiziunile generaliste, iată de exemplu N4. Da, deci noi am prevăzut în această concepție, care sper din tot sufletul să se regăsească la baza regulamentului, concepția cu privire la reflectarea campaniei electorale, am stratificat și am prezentat absolut toate elementele cum trebuie să se desfășoare o dezbatere electorală. Deci, care sunt obligativitățile moderatorului? Ce fac eu cu cei, dacă noi facem dezbateri? Noi suntem calificați de către dumneavoastră ca televiziune regională. Deci noi trebuie să facem dezbateri pe circumscripțiile unii nominali. Noi avem 51 de circumscripții. Eu cu care dezbateri? Cu cine fac dezbateri, domnule Vicu? Deci, codul electoral obligă. Ei pot să nu reflecte în buletine, dar să organizeze dezbaterile electorale, noi sunteți obligați acest lucru. Dumneavoastră va trebui să asigurați acces egal în cadrul dezbaterilor tuturor concurenților electorale. Noi nu putem să intervenim în politica dumneavoastră editorială, va trebui să găsiți o modalitate prin tragere la sorți, astfel încât să asigurați prezența lor. Dacă refuză, acest lucru trebuie să fie notificat sau dacă au un comportament indecent, de asemenea, aveți dreptul dumneavoastră în calitate de moderator dacă se fac anumite insulte sau dacă se fac anumite chemări cu caracter xenofob, rasial, de răsturnare a ordinii constituționale, îi puteți chiar elimina din studioul dumneavoastră. Aveți tot dreptul în calitate de moderator să faci acest lucru dacă sunt întrunite condițiile respective. Deci eu trebuie să fac dezbateri electorale? Trebuie să faceți dezbateri electorale. Deci aveți obligativitatea de desfășura dezbateri electorale, așa prevede codul electoral. Deci cu obligativitate trebuie să faceți dezbatere electorale, ținând cont de faptul că este un sufragiu parlamentar, deci care este de interes public, nu este unul local. Dar cum schimbi sutele de candidați de pe circumscripție? Cum să-i bag eu în studio? Deci dumneavoastră va trebui să identificați o modalitate, campania electorală va dura, slavă Domnului, timp suficient veți avea la dispoziție, în care să aranjați într-o anumită ordine, să le faceți anumite invitații, să vă asigurați de faptul că refuză sau doresc să fie prezenți, astfel încât efortul dumneavoastră să fie unul în care în eventualitate cineva cu rea credință vă tratează, noi să fim, fiindcă dumneavoastră veți avea obligativitatea odată pe săptămână să ne raportați nouă despre toate activitățile dumneavoastră cu privire la dezbaterile electorale, publicitatea electorală, toate activitățile de caracter electoral vor fi cronometrate și vor fi cuantificate la Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Deci aveți această obligativitate, eu sunt de acord cu dumneavoastră, e o perioadă foarte trepidantă, foarte intensă, dar va trebui să identificați modalități pentru a corespunde codul electoral. Codul electoral stipulează în acest fel. Dar ce fac eu cu emisiunea mea? Și emisiunea dumneavoastră se poate păstra, dar cu condiția, cum ați făcut-o și până în prezent, eu știu că ea asigură echilibru, pluralismul politic, deci dumneavoastră... Da, eu odată în săptămână, asta înseamnă că eu în timp campanie pot chema 4 invitați. De exemplu, dacă vine Dodon, Candu, Voronin și Ghimpu, sunt 4 concurenți diferiți, dar sunt doar 4. Și... parcă asigură echilibru. Dar asigurați echilibru. Vreau să vă spun din ceea ce urmăresc eu, fiindcă m-am documentat, echilibru îl asigurați.
Desigur, dar nu chem toți concurenții. Dar emisiunea dumneavoastră este o emisiune de autor. Nu este o dezbatere, fiindcă aveți un singur invitat. Așa. Este o emisiune de autor, deci nu intră în categoria dezbaterilor. Va trebui pe lângă această emisiune să asigurați niște dezbatere în care vor fi prezenți 3, 4, în funcție de capacitățile dumneavoastră, cât îi puteți pune la aceeași masă, și cred că această modalitate în decursul campaniei electorale o să reușiți, cu brio să o faceți. Mulțumesc tare frumos! Dar cum facem noi, domnul președinte, cu televiziunile care, eu nu mi-aduc aminte care, chiar dacă știu care, au spus că nu vor reflecta campania electorală locală din anul ăsta. Locală, da. Vă referiți la cea locală, da? Da, din Chișinău, chiar. Dar o anumită candidată sau candidat, nu mi-aduc aminte exact, era prezent masiv la știri. Deci, de exemplu, dacă noi vom prezenta la CECEA informația că nu reflectăm, dar un anumit partid la greu îl vom arăta, nu e încălcare asta? Există o asemenea prevedere prin care în cadrul campaniilor locale un post de televiziune poate solicita dreptul de a nu reflecta campania electorală. Și de competența Consiliului Coordonator al Audiovizualului ține dacă acest angajament este respectat sau nu. Deci acum totul depinde de unghiul prin care vedem noi aceste lucruri. Dacă considerăm că promovarea acestui candidat s-a făcut în scopuri electorale sau acel candidat deține o funcție și au fost prezentate doar materiale cu caracter comunitar, de interes public. Deci vreau să vă spun că frontiera este una foarte, foarte subțire, fiindcă veți vedea că și în această campanie electorală pentru parlamentare vor fi anumite persoane publice care vor avea dreptul să fie degrevate din funcție. Și prim-ministru, să vedem cum se va proceda dacă totuși va deține președintele țării să fie cap de listă al partidului pe care îl susține în ultimul timp. Deci, la fel, va trebui Consiliul Coordonator al Audiovizualului să facă o distinție clară între funcția deținută în calitate de premier degrevat din funcție și cea de concurent electoral. Lucrurile din această perspectivă sunt foarte complicate. Premierul nu degrevează. Premierul rămâne în funcție. Rămâne în funcție, da. Dar poate candida, da, poate pe o candida. Circunscripție. Da. Deci, într-o știri va apărea în calitate de premier, în altă știri va apărea în calitate de candidat. Și cei de la CCA va trebui să înțeleagă care e premier că și când el este candidat. Va fi foarte greu pentru noi, dar vom încerca acest lucru să-l vedem. Dar ministrii degrevează. Prim-ministru nu degrevează, dar ministrii degrevează și în acest punct de vedere, deci va trebui misiunea să ne îndeplinim cu brio în ceea ce vizează asigurarea pluralismului politic. Din acest punct de vedere, deci noi oricum am sancționat respectivul post de televiziune la care v-ați referit dumneavoastră, iată îmi scriu colegii, fiindcă da? Ei se uită toți la televizor și mă ajută, fiindcă nu pot ține minte toată informația. Și... drăguț, am mai bine. Da. Dar ce ați decis cu sesizarea Partidului Democrat împotriva unui post de televiziune considerat și numit de opoziție? Da. Deci... știu că îi vă iau capul, sau ce-au, să nu știu exact cum au vrut, amenzi sau retragerea licenței, dar au fost tare supărați că în urmă un reportaj... Stipularea în introul ei a fost una generală. Oarecum s-a cerut sancționarea acestui post, ținând cont de faptul că în permanență, din perspectiva Partidului Democrat, acel post de televiziune are la activ multiple încălcări. Ori chiar dacă acest lucru și este adevărat, nu poate fi penalizat niciun post de televiziune pentru faptul că a recidivat. Deci pentru fiecare abatere este stabilită o anumită sancțiune. Cumulate la un loc, dacă nu a comis nimic din nou, nu poate fi sancționat pentru un cumul de sancțiuni. Acum, în ceea ce privește acest caz pe care îl enunțați dumneavoastră, era vorba despre faptul că s-a utilizat o identitate falsă, așa a pretins Partidul Democrat, atunci când un reporter de la Postul Jurnal TV s-a prezentat ca fiind cineva din stafful, din bordul Partidului Democrat și a dorit să afle o anumită informație de la un angajat al unui oficiu poștal și din perspectiva postului de televiziune, doar prin această metodă a putut obține o anumită informație cu caracter, zic ei, public. Am examinat pe verticală și pe orizontală și nu am identificat în codul audiovizual, chiar dacă percepția mea sinceră, etică, vizează faptul că au fost folosite metode interzise, metode subversive, le-aș zice eu, prin care a fost prezentată o identitate falsă. Modalitatea de prezentare a postului de televiziune a fost una prin care s-au prevalat de faptul că
au utilizat elemente de investigație jurnalistică pentru obținerea unei informații cu caracter public și că nu ar fi putut obține această informație cu caracter de interes public dacă nu ar fi apelat la această modalitate și au spus că prezentarea de identitate falsă face parte din aceeași recuzită cu microfonul care nu se află la vedere, cu camera ascunsă și așa mai departe și că rezultatul. Un lucru care nu le-am putut imputa acestui post de televiziune a fost faptul că ei au recunoscut în reportajul respectiv că au utilizat o asemenea modalitate de abordare. Deci nu s-au eschivat de la pronunțarea acestui cuvânt că au utilizat această modalitate. Și atunci am atenționat pe ansamblu și postul respectiv de televiziune și restul posturilor de televiziune ca pe durata campaniei electorale asemenea modalități să fie folosite doar în cazuri extreme când se justifică cu certitudine aflarea unei informații cu caracter public și dacă prin alte metode această informație nu poate fi accesată. Dar aceste presupuneri ale noastre țin iarăși, revin la ceea ce am denumit eu bunul simț, buna cuvință, deci este foarte fragilă această delimitare, când se poate folosi tehnica specială, când se poate folosi o această modalitate, fiindcă fiecare va invoca niște metode la limita legalității doar pentru a-și atinge obiectivele scontate. Eu când discut cu oricine, aș discuta, nu contează, pentru că muncesc ceea ce muncesc în presă, în jurnalism, iată, omul când face o anumită declarație, eu în gândul meu spun, asta e știre, asta e știre, asta nu e știre. Dumneavoastră că mă uitați la știri seara acasă, spuneți așa, pentru asta merită a fi sancționat, aici e ok, pentru asta nu merită a fi sancționat. Să vă uitați normal la TV. Nu mă uit normal, am o deformare profesională, vă spun sincer, am o deformare profesională, eu nu mai pot urmări știrea pentru a mă documenta, ci mă uit la știrea din perspectiva faptului dacă respectă principalele prevederi în ceea ce vizează pluralismul de opinii, echidistanța, modalitatea. Unica mea modalitate de reflectare a acestor situații vizează dacă există o anumită îmbunătățire, o anumită sanare a climatului de prezentare a știrilor. Vreau să vă spun cu maximă responsabilitate că în comparație cu ceea ce s-a făcut până în anul 2009, avem o libertate de plină de expresie. O libertate de expresie, așa cum spunea poetul Geo Dumitrescu, libertatea de a trage cu pușca chiar. Deci avem o libertate de a trage cu pușca și cu tunurile din toate punctele de vedere. Ceea ce ne lipsește este cultura și solidaritatea politică, este un lucru foarte, foarte important. Însă libertatea de expresie există. Nu există favorizarea niciunui post de televiziune din perspectiva faptului că dacă ar fi existat o anumită limitare de expresie, nu ar fi existat niciun post de televiziune care se pretinde că este deci sancționat pe nedrept. Nu ar fi existat nici Jurnal TV, nici RTR Moldova, că nu are limba română, nici ProTV-ul, nici alte posturi de televiziune, dacă cu adevărat ceea ce se invocă de către unii actori politici, dar și de către respectivele posturi de televiziune, ar fi adevărat că nu există o piață liberă. Există, însă trebuie depus un efort mult mai conjugat pentru atingerea anumitor obiective. Presă liberă există, există un parcurs important și cel mai important trebuie să existe o dorință de a depăși actuala situație de inerție de creare a produsului autohton. Pe această notă foarte bună, eu vă mulțumesc tare mult, domnul președinte, că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în continuare și să aveți sărbători frumoase, căci chiar dacă stăm în emisie, de azi e 20 decembrie și sărbătorile deja încep, practic, și să aveți o seară cât mai calmă. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.